Dragi bunicuței dragi, astăzi v-am pregătit o poveste foarte frumoasă și plină de învățăminte. Vă știu tare nerăbdător și dorniți să ascultați povești, așa că gata, am început. La o margine de drum înflori un trandafir și a fost o minune, căci floarea trandafirului era atât de gingașă, așa de albă, că parcă de la ea se înviorase dimineața aceea de primăvară. Și avea crângile lucii, rumene ca mărgeanul și frunzele verzi ca smaraldul. Iar mirosul florii se împrăștie îndată pe întreg cuprinsul câmpiei, fluturii cădeau adormiți. Celelalte flori se plecară în fața adevăratei stăpâne, pe când păsările veneau din depărtări adânci, atrase de mireasmă, vrăjite, să vadă și ele tulpina măiastră care își desfăcea frumusețea pentru întâia oară pe pământ. Și parcă și lui Dumnezeu îi părea acum rău că pusese într-o floare așa de multe însușiri, daruri pe care nu le împărțise nici în rai. Lucrul acesta îl șoptise o ciocârlie care, la răsăritul soarelui, ducea întotdeauna lui Dumnezeu câte o sămânță din fiecare floare care crește pe pământ ca să o păstreze preasfântul pentru răsad. Până la amiază, trandafirul se acoperi întreg cu flori. Drumeții treceau și rămâneau locului, puneau mâinile la ochi, răsfirau nările să înghită mireasma nemai simțită până atunci. Apoi, cu priviri lacome, rupeau câte o floare, iar dacă aveau câte ceva în mână, aruncau să țină floarea mai bine. În locul ei răsărea îndată alt bobocel și câte ai clipi se desfăcea. Și alți drumeți treceau și nu era unul să nu rupă câte o floare. După câteva zile, trandafirul se mâhni. El se împodobea și oamenii îl despuiau. Uite spinul de lângă mine, ce înalt, ce chipeș și nimeni nu-l atinge. Și pe mine mă dezbracă toți de frumusețile mele. Un sticlete, care tocmai se așeză pe o creangă, îl lămuri pe trandafir. Cum să se atingă cineva de spin când e tot îmbrăcat în ghimbi? Atunci trandafirul se uită și văzu că, într-adevăr, spinul avea ghimbi. Și nu mai pregetă, se rugă îndată lui Dumnezeu să-l acopere și pe el cu ghimbi ca să-și păstreze floarea. Vezi, era dat ca pe pământ să nu rămâie ceea ce numai în rai trebuia să dăinuiască. Își zise a tot stăpânitorul și bucuros îndată a făcut semn și tulpina Lucie s-a acoperit de ghimbi. Dar trecătorii toți se opreau și mai nu era unul care să nu se repeadă lacom la floarea minunată. Deosebirea stătea numai în aceea că fiecare lăsa și câte o bobiță de sânge în vârful vreunui ghimpe. Iar din ghimpe, sângele a pătruns încetul cu încetul în pământ, s-a ridicat până în floare și într-o dimineață floarea trandafirului se desfăcu roșie, aprinsă ca sângele. Spinul stătea ursuz alături, iar de la o vreme se trezi și în dânsul pisma că prea nu-l bagă nimeni în seamă. Uite cum se închină toți trandafirului și mie nimeni! Și se rugă de Dumnezeu să-i schimbe și lui floarea, să-i o facă roșie, bătătoare la ochi ca a trandafirului. Atunci Dumnezeu și-a zis: veșnic o să se ia pe pământ un lucru drept altul, căci numai eu pot ști că ce am menit odată așa dăinuiește. Oricum s-ar schimba fața, soarta rămâne aceeași. A făcut Dumnezeu un semn și floarea spinului se făcu roșie ca focul. Și-au trecut mereu drumeții, și-au rupt într-una florile trandafirului și nu s-au uitat la spin. Aici se încheie povestea, dragii bunicuței dragi.
Ceea ce e important să ținem minte din această poveste este că nu trebuie să tânjim să fim precum sunt alții. Să invidiem pentru ceea ce au, căci acest lucru sigur nu este spre folosul nostru și sigur nu ne va aduce nimic bun. E bine să ne mulțumim cu ceea ce avem, să nu ne schimbăm înfățișarea cu care ne-a hărăzit Dumnezeu și să fim fericiți că suntem sănătoși. Distribuiți povestea, dragi bunicuții, dați like și abonați-vă! Vă mulțumesc! Vă iubește bunicuța!